Bine ați venit la un nou episod de mașină rulată, dar nouă aici la Țiriac Autorulate. Stați un pic în episod să vă zic niște chestii importante și după aia vorbim despre acest Mustang care, știi cum e, după tot hate-ul ăla cu 2-3, am luat un 5 litri V8 la 460 de cai, să fie treaba bună. Dar vreau să vă spun ce avantaje aveți dacă veniți să achiziționați o mașină de la Țiriac Autorulate. Da, eu m-am îmbrăcat că mă înrolez în armată, mi-am luat și inel, de-aia am zis să-mi iau și un Mustang, ăsta american astăzi. Și vă spuneam de avantajele de la Țiriac Autorulate. Deci, dacă cumpărați o mașină de aici, aveți garanție 12 luni. Pe lângă asta, puteți să veniți cu mașina dumneavoastră veche, să o dați la trade-in, adică să fie evaluată corect de către băieții dinăuntru și să primiți o sumă de bani pe care să o dați în schimb sau avans dacă doriți să o și finanțați. Mașina nouă rulată sau poate mașina rulată-rulată sau rulată-nerulată, că poate să fie și rulată-nerulată sau rulată 53 de kilometri, cum este acest Mustang California Special. Dar vorbim după chestia asta. Pe lângă asta, puteți să fie livrată mașina asta second hand sau rulată sau nouă sau nerulată în orice oraș al țării, pentru că băieții ăștia se ocupă și de chestia asta. Aveți posibilitatea să faceți chiar și un test drive cu mașina nouă sau rulată nerulată înainte să o achiziționați, că așa e treaba. Și acum să vorbim de Mustang. E nouă, are 53 de kilometri. Prețul ei de bază este de 63.000 de euro 800, dar pentru că vă uitați la stax, vă dau la 51.900. Cu doar 53 de kilometri, motor de 5 litri V8, American Muscle Baby, așa cum ne place nouă, vă zic că pleacă foarte mișto de pe loc și se aude senzațional. O să vedeți pe platformele de socializare, Instagram și TikTok, o să punem acolo un cold start, cum ne place nouă. Sau vouă, nu mai știu exact cui îi place, dar oricum, se aude bine V8-ul. V-am spus că are 460 de cai? Nu știu, dacă nu v-am spus, vă spun acum. 460 de cai, cabrio, că vine vara. Știu, eu sunt îmbrăcat așa și o să ziceți, băi, ăla e în bocanci. Dar bocanci ăștia sunt cele mai confortabile încălțări pe care le am. Și chiar nu-mi transpiră picioarele în ei. Da, n-am luat bani de la ăștia, nici nu mai zic de unde sunt. Dar românești, românești 100%, nu ca Mustangul ăsta care e made in USA. Scrie, dar produs în Germania, ca să reducem taxele. Că toată lumea se ține de combinații, că altfel nu mai avem ce pune pe masă, ce da la copii de mâncare, știi ce zic? Bun, și acum, probabil vă întrebați, ce înseamnă, domnule, California Special? Că și eu m-am întrebat. Cum adică, mă, California Special? Păi vă zic eu ce înseamnă California Special. Nu trebuie să mergeți cu ea în California, n-are nicio legătură. Înseamnă așa. Bara asta față, sau spoiler, sau cum vreți voi să-i spuneți. Chestia asta de plastic e mult mai agresivă decât la un Mustang normal. Avem grila asta tip fagure aici în față și logo cu GTCS. California Special. Prizele de aer fake aici în capotă, cu toate că eu simt căldură pe aici, deci ceva se întâmplă. Ba, sunt fake. O să ridic și capota, o să ajungem și acolo, să vă arăt și motorul și vedem noi dacă sunt fake sau nu, să nu ne mai contrazicem. Logo Ford aici pe parbriz. N-are legătură cu California Special, dar probabil îți dai seama dacă cineva și-a schimbat parbrizul și și-a pus unul China. Că probabil ăla vine fără logo. Sau poate chinezul copiază și chestia asta. În sfârșit, asta e partea frontală la California Special. Mustangul, știți, este modelier 2023. V-am spus, e mașină nouă rulată, dar nerulată, adică are 53 de kilometri. E nouă, cumva, dar ea se vinde second hand. V-am spus de avantajul prețului, 51.900 de la 63.800, da? Bun, vorbind de lateral, vine cu jantele astea pe 19, cu design clasic, ar putea să vă păclească, să ziceți că e Shelby, dar nu e Shelby, nu. E doar designul clasic pe 19 și vine, mare atenție, pentru că este California Special, vine cu frâne Brembo în 6 pistonașe, pe față. Bineînțeles și pe spate, dar nu 6 pistonașe. Arcuri întărite, alte bare de torsiune, mult mai dure, mult mai, știți că Mustangului îi place să meargă în alte locuri decât zice șoferul, dar asta se întâmplă pentru că mașinile nu vin dotate cu autoblocant. Mașina asta, pentru că e California Special, cred că am zis de 17 ori California Special, am zis, nu? CS. Poftim? Zici tu CS. CS? Da, CS, frate. E CS mașina. CS. Vine și cu autoblocant pe spate de tip LSD, cu
alunecare limitat. Ceea ce oferă un control mult mai bun mașinii, mai ales că e 5 litri V8, 460 de cai. Așa arată lateralul, e frumos, logo aici pe prag, în fața roților din spate, cum zic ei, dotată cu anvelope Michelin 275-40-19. Pe spate, pe față nu văd până acolo, că am și ochelari de soare, bate și soarele, dar oricum mult mai înguste. Lateralul frumos, cabrio, o să o și decapotăm, ne plimbăm cu ea un pic prin parcare, n-avem voie să facem foarte mulți kilometri, pentru că e nouă rulată și să nu rulăm noi mai mult decât au rulat-o alții, că mai trebuie să lăsăm la preț și trebuie să băgăm mâna în buzunar și nouă nu ne place așa. O să prezentăm și interiorul și portbagajul, o și decapotăm, ne uităm la tot ce trebuie, vorbim, se poate finanța mașina, nu e nicio problemă, avans, leasing și ai plecat cu ea acasă, plătești ratele, viață bună, liniștită. Hai să vedem. Ce faci, Dan? Ce să fac, mă, mă uit că nu sunt fake. Ai zis eu că simt căldură la mânuță. Partea din spate. E atât de simplă. Stopurile de Mustang clasice pe care le știți, chiar dacă e modelier 2023. Logo California Special GTCS, aici frumos. Camera pentru mers cu spatele, să vedem obstacole și așa mai departe. Antenă GPS, antena de radio. Nu știu dacă există o antenă mai mică. Nu iese de aici, nu se întâmplă nimic. Asta e antena ei. Vrei și tu antena de asta mică așa? Da, asta e antena ei. A, așa. Spoilerul spate sau difuzor pentru direcționarea aerului, așa mai departe, dar tipsurile nu sunt negre așa cum suntem obișnuiți și nu sunt false. Iarăși, așa cum suntem obișnuiți, portbagajul spate se deschide de aici, are 420 de litri cu subwoofer. Nu verifică nimeni chestia asta. Oricum, încăpător. Ce mi se pare avantajos, să spunem, pentru o mașină cabrio este că pânza se strânge deasupra, nu influențează portbagajul. Stai că ai pus lucruri, ai lăsat nu știu ce și nu se mai strânge pânza. Și avem aici și niște plastice de rezervă. De rezervă, adică nu, nu sunt de rezervă, glumesc. În momentul în care decapotăm, astea se montează cumva pe lateral, să arate mai frumos. Facem asta după ce vorbim de interior. Marius, hai la interior. Aș fi vrut să am ceva de care să mă agăț ca să închid acest portbagaj. Ca să-l închizi trebuie să fii hotărât. Pentru că este Ford Mustang, cea mai ieftină mașină sport din lume. Nu știu dacă e bine să zic asta. Hai să mergem la interior. De ce zic asta? De ce zic asta? De ce zic asta? Zic asta ca pretențiile să fie jos. Să nu vă luați Ford Mustang și să ziceți, mamă, ce mi-am luat, o super rachetă. Nu, mașina atrage priviri, întoarce capul, plăcerea de a conduce un V8, cabrio, fetele se urcă. E bine așa. Și la bani puțin. Iată-ne la interior, în Ford Mustang Cabrio, California Special. Îmi dau și ochelarii jos, că na, nu se mai poate. Am crezut că am un suport acolo, dar n-am. Dar pot să-i pun aici ochelarii, ca să fie bine. Bun. Și avem foarte simplu, fața de ușă care vine cu piele întorsă, cu sătură roșie, pe piele neagră. În cuia descuiat, geamurile electrice, avem și buton să lăsăm toate geamurile jos, oglinzile electrice și rabatabile, reglabile separat, lumini automate, poziții fază scurtă. Și ce e asta? Uai de capul meu! Vezi, aici puteam să pun ochelarii, Marius. Aici ai de filmat, vezi? Nici nu știam că există acest suport în care... Așa la M2? Nu. Chiar am o problemă, n-am unde să-mi pun ochelarii. Bineînțeles, volanul este reglabil pe înălțime, adâncime, manual. Manetele pentru semnalizare, poziții și așa mai departe. Multe butoane aici cu navigație, volum, comenzi vocale, pilot automat. Am și un buton de Mustang. Nu știu ce face, dar o să vedem în mers. Chiar am să apăs pe el. E un cal aici care aleargă foarte tare. Clapete pentru schimbat treptele de viteză, pentru că mașina este automată. Aici avem, după cum puteți vedea, tot un cal care aleargă, Mustangul. Bordul digital, navigație, clima cu touchscreen. Specific, să nu facem gălăgie că îl deranjăm pe Marius, specific Ford, frâna de mână clasică, bărbătească, așa cum ne place nouă, bordul ăsta cu aceste două, nu știu cum să le spun, cocoașe specifice Fordului Mustang. Am crezut că a lăsat cineva lumina aprinsă aici, dar nu. Nu,
avem lumină, avem butonul pentru decapotare, o să vă arăt cum se face imediat. Cotieră, culmea, cu USB și brichetă. Ba nu, este doar locașul de brichetă, nu avem bricheta înăuntru, dar spațiul de depozitare, suport pentru pahare, butonul de engine start stop, volum, reglăm posturile de radio, butoanele pentru climă, scaune încălzite și ventilate. Mare atenție că avem piele întoarsă cu piele. Ceea ce e bine pentru un cabrio, că dacă o lași în soare, se pot întâmpla lucruri. Am pornit acest V8 pentru că îmi place cum sună și avem acest mâner, care cred că atâta se face cu el, cred și sper să nu stric ceva. Este prima dată când fac operațiunea asta. Sper, Doamne, să funcționeze, să nu se strice nimic. Altceva, mă, când te bate soarele în cap, nu? Altceva. Altă viață. Să mergi să auzi V8-ul. Bă. Stai să nu vedeți că mi s-a prins rezerva, nu? Hai să vedem ce facem cu plastic. Ce să fac? Hai, prezintă și spate, cum ai vrut la M2. Incredibil. Haide, mă! Ce? Ia uite, mă, nu e inutil, frate, aici intră fetele. Stai puțin! Ce s-a întâmplat? Bă, ești nebun, unde-i clapeta? Și acum? Păi stai, mă, puțin, că nu e așa. Incredibil. Aici vezi? La M2 n-aveam, dar aici am... Dar n-am cuvorașe, mă, frate, mă, pun așa. Ce are, mă, ce are? Cum, mă, uite ce bine stau. Să mergem. Hai să mergem. Până unde merge aici? Go, go. Băi, până unde te trage curentul. Nu, am greșit. Nu, eram sigur că e din partea asta. Dar nu e, e din partea asta, cumva. Uite așa, vezi? Și le pui aici, cumva. Repede. Se pun ușor, îți dai seama. Se pun super simplu, cumva. Cumva e, nu știu eu că... Cum în partea altă? Aici, ce invers, mă? Bine, mă, bag cum vrei tu, nu? Cum nu, mă? Interiorul de mașină și după aceea. N-am, mă, n-am. Cum? Așa? Nu, e, mă, așa. Trebuie să are o buză aici, care trebuie să intre aici, de desubt, uite. Vezi? Și după aia, mă, era o buză. N-am pus bine. Stai. Stai, mă, că așa vine, uite. Am reușit. Să facem frumos. Și acum fetele te așteaptă, nu? Fetele sunt în mașină. Așteaptă să pui tu plastice. Da, normal. Nu, mă, că eu le pun acasă, mă. Plec de acasă cabrio. Ca să nu se vadă aici mecanismul, știi? Că se vedea urât. Uite, poți să... Pe ploaia pe autostradă. Scot plasticele. Pe autostradă. Da. Sau merg cu 130 de km la oră și pentru că aerodinamică și pentru că automobile, nu mă plouă pe mine în față cel puțin. Păi ele le udă, le face cum le place lor. Le udă. Ai prins-o? Doamne, ce bătrân libidinos. Da. Hai să vedem cum se aude. Că de mers... Ea merge și de-a latul. Știu că voi vreți să vedeți numai de-a latul. Dar nu se poate pentru că e o mașină nouă, cu anvelope noi, de vară de data asta. Dar na, nu putem, nici măcar nu e înmatriculată ca să o folosim pe străzi. Și nu v-aș recomanda nici vouă, chiar dacă 5 litri V8 vine cu blocant spate. Nu v-aș recomanda nici vouă să faceți asta pe drumurile publice. Doar la circuit și cu niște cursuri de condus în prealabil. Am dat drumul la scaunul ventilat și chiar mă ventilează. Ceea ce e bine, mă bucură treaba asta. Aș putea să vă sfătuiesc să nu mergeți cu mașina vara pe soare puternic, cabrio, pentru că vă dăunează. Vă luați o șepcuță, o pălăriuță, o ceva, că nu e bine. Nu e bine, soarele mamaie nu face bine. Se aude frumos. Schimbăm treptele de aici din clapete. Interesant, frumos. Avem switch-urile astea aici la bord, care sunt foarte interesante pentru avarii SP off și... Ce face asta? Normal steering. Păi și până acum cum am fost? Sport steering. Comfort steering. Altceva, mă, tată. Așa da, așa vreau și eu. Și avem și modurile de condus.
Modurile de condus mergem normal acum. Mergem Sport Plus. Mamă, se schimbă display-ul. Sport Plus Racetrack. Vezi, zice și mașina, când vrei să mergi la Racetrack, o dai acolo frumos în Racetrack și te duci acolo frumos pe circuit și înveți să conduci sportiv. Dă, Doamne, umbră. Doamne, vrei să stăm aici, să putem să mergem aici, să ne prefacem că mergem? Da, mergem în față așa. Nu mai avem unde să mergem. Am adăm în spate. Știi? Că la soare nu. Și îmi strică și freza, vorba aia. Nu, eu nu folosesc nici fixativ, nici nu e bine. Da. Ce trebuie să înțelegeți este că asta este o mașină rulată nouă. Este 5 litri V8. Câte trepte are? Păi are și ea multe trepte, ca să consume puțin. De unde să știu, Marius, câte trepte are? Am eu Mustang. Uite, mă, GT-ul de. Da, frumos. Dar nu e GT, e ăsta, e R. Bă, bă, te rog eu frumos. Ha, mă, ce dracu. Vorba aia. E o mică diferență. Da, hai să vedem câte trepte are. Nu vrea. Doar 3 trepte. 3 au fost, mă frate, 3 au fost. Ziceam că trebuie să țineți cont de faptul că mașina asta are un preț redus considerabil la 51.000 de euro, 800, pe aici trebuia să iau, nu, pe următoare. Suntem în modul sport. Ce facem aici, mă? Suntem pe circuit, noi? Unde, mă, trebuie să mă arătăcit? A, nu, pe aici era bine. Hai, mai facem o tură, poate avem loc aici. Vreau să merg. Nu Racetrack. Drag strip, ești nebun. Uite, vezi, trebuia să mergem la Arad. Snow and wet. Nu mă interesează. Normal, mă, tati. Vreau să mergem normal, ca oamenii normali, să ne bucurăm de o mașină cabrio care atrage privirile. Oleo, Doamne. Ce-i pe aici? Hai că reușim, reușim. Ce mașină mea? Cât de repede? 29.500. E break. Nu de asta vrei tu? Da, da. Hai să cumpărăm. Hai că în episodul cu camionul ți-ai luat Toyota, în episodul cu Mustang îți iei BMW seria 3 break. Dacă aveți vreun BMW seria 3 break pentru Marius, ce? Nu știu cât e. 26.900. Ia uite, mai bine la preț. Uite, mai e una aici, asta cred că e seria 5. 29.900. Uite, alt seria 3 aici. Uite, bă, și zicea că n-are. Dar unde să știe, mă, că au multe, au peste 1000 de mașini în stoc. Iar am greșit. Am greșit, frate. E foarte rapidă mașina asta și greșesc drumul cu ea, vezi? Pentru că nu mi-am pus navigație. Camera spate, da? Vezi? Avem, da? Avem de toate, frate. Iar ventilația chiar face treabă, jur. Aproape că mi-a înghețat fundul, jur. Păi tu n-ai, normal că n-ai. Da, acesta a fost episodul. Ne-am și plimbat cu cabrio. Glumele sunt de șantier pentru că ne bate soarele în cap. Și asta e. Trebuia să parcăm acolo, oare? Da, eu zic că... Da. Hai să parcăm acolo. Share, like și subscribe pentru cât mai multe materiale și review-uri de calitate. Marca Stax. Ce cameră, frate? Aia de mașalier. Da, uite acum ți-o arăt eu asta. Marșalier. Marșalier. Nu știu unde să parcăm, în schimb. Unde aici? Uite, o bag aici, la perete. O bag acolo, la perete, că e un pic de loc. Ia să vedem, ia uite, ia. Haț. Nu se vede rău. Nu, chiar nu se vede rău. Se vede bine. Mă uiți și în oglinzi că n-am încredere în dungile alea. Nu am încredere, ești nebun. Tac, 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 tac. Am ieșit și sunt. Ce mai vrei, mă? Ce să stau? Mă, mai în față. Nu ce mă interesează pe mine, mă? Sari, mă, frate, că în cabriu așa te dai jos sărind. A spart soarele, m-a spart.